În conformitate cu dispoziția primară numărul 12, numărul 2106-2011, suntem invitați să participăm la ședința Consiliului Local ordinară în zona 3 astăzi, data 27, ora 3, care nu se respectă. Cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale patrimoniului Asociației Grup de Acțiune Locală Ulmus Montana, inițiator primar comun. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 30/04/2019, prin care au loc stabilirea consumului de carburant pentru multifuncționarea cu capacitate mare, 3 axe cu tracțiune integrală 6x6 în loc comun, inițiator primar comun. Proiect de hotărâre privind externalizarea sarcinilor responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor regulamentului UE 679/2016, privind protecția circulației acestor date și de a aproba directive 95/46. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de cesionare numărul 38/27/1998 de la domnul Osachi de Costică către domnul Gal Bogdan Mihai, inițiator primar comun. Proiect de hotărâre privind achiziția unui program de gestiune electronică a registrului de intrare și inițiator primar comun. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2019, inițiator primar comun. Proiect de hotărâri privind aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor, inițiator primar comun. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului general de cheltuieli pentru investiții autorizate ISU la obiectivul de investiții Cămin Cultural Comuna Sfântirilor de Subacol, inițiator primar comun. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale de cuprinsul hotărârii Consiliului Local Sfântirea numărul 38/16/04/2019 privind modificarea hotărârii Consiliului Local Sfântirea numărul 17 din 29/02/2016 privind însușirea și completarea și modificarea inventarului bunurilor care alătuiesc domeniul public al Comunei Sfântirea în sfârșit, prin hotărârea Consiliului Local cu numărul 17/29/1999, modificat prin hotărârea Consiliului Local numărul 3 din 24/1/2003 și a hotărârii Consiliului Local numărul 19 din 16/07/2005, inițiator primar Comunei Sâmblei. Și ultimul punct, diverse. Vă consult dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Cine este pentru? Abține, împotrivă, deci sunt rău. Intrăm în ordinea de zi și cine prezintă la numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Grupului Acțiune Locală. Consiliul Local face parte din această asociație din anul 2015, iar prin anul respectiv s-a aprobat ca cotizația fiecărui membru, ca și fiecare oată, suntem vreo 13 oate ori acolo, să fie de 10.000 de lei pe lună. Știți că dacă în cazul s-a luat și bolul escalator, da, prin cazul s-a luat și... Da. 10.000 pe lună. Nu pe lună, da. Scuze. Am greșit, pe aia. Dacă dăm atâția la pe... Nu, am greșit. Nu o să mai bine. Dacă aveți discuții cu mașina acestui. Dacă nu, ședința comisiei s-au discutat despre această sumă, supunem la vot. Cine este de? Nu împotrivă. Proiect de hotărâri privind modificarea hotărârii Consiliului Local de 30/04/2019, prin care au loc stabilirea consumului de carburant pentru multifuncțională de capacitate mare, 3 axe cu tracțiune integrală 6x6, mai acum, pe loc de mașină. Yeah.
Cine? Data trecută, deci e vorba de luna a patra, când s-a aprobat consumul la mal, consumul a fost de 50 de litri pe perioada verii și 55 de litri pe perioada sezonului rece. Acum, deci, am mai stabilit, am mai făcut încă o dată, pentru că ieșeam consum mai mare și ieșeam lipsă la motorină. A fost încărcat și chiar dus de toate, absolut toate drumurile și a ieșit un consum de 63 de litri în perioada caldă. Și 69,3 aplicând un 10% pe decentul de protecție pentru perioada rece. Știți că data trecută că nu era, nu se scatese și toată a zis că se poate vorba asupra acestea. Discuție pe marginea acestui mare punct. De 6 ori 6. Deci nu, acum, sincer... Dar pe timp de iarnă va consuma mai mult, acum noi n-am lucrat iarnă deci, ca după, să... După normativ... Iar medicul... Cu... După normativ, încă 10% de perioada... Da. Mă, ce spui acolo, e perfectă dreptate, că dacă rămâne podmărit și... Păi asta patinează, zic, zăpadă-i zăpadă și nu poți să mergi ca... Trebuie să-i dăbuzi. Mai e o problemă? Nu, dacă nu supunem la loc, cine este când? Mulțumim. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesionare numărul 8/2702 1998. Oferit? La numărul 3. 3. Este necesaria asta cine are responsabilitatea de protecție. Proiect de hotărâre privind externalizarea satului responsabil de protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor regulamentului 1679-2016, privind protecția persoanelor fizice, ceea ce privește înregistrarea datelor cu caracter personal, privind litera și clasa acestor date și de abordare a directivei 95-46, inițiat de inițiator primar comun. Ce ne prezentăm? Deci, aici, de când a apărut acest regulament, el s-a aplicat din anul 2018, deci fiecare instituție, în special instituțiile publice, trebuie ca să iasă și facă anumite proceduri, în așa fel încât toate datele cu caracter personal să iasă fie cât se poate de greu accesibile pentru alte persoane. Deci e vorba de securizarea lor. Pe partea asta, altă legea chiar prevede la un moment dat, deci e vorba de acea directivă care aceste atribuții se pot externaliza. Bun. Intervin și pe altă parte. În momentul în care deci, s-a încălcat dreptul unei persoane vis-a-vis de că datele lui cu caracter personal se poate aplica o amendă la 4% din cifra de afaceri. Riscul din cifra de afaceri, la un moment dat, s-ar putea să fie vorba de veniturile tale profit prin vorba de instituție publică. Deci, ne vede și ne permite ca să nu se externalize. Fie externalizarea asta, ce se va încerca să va face în felul următor? Se va face procedurile de lucru vis-a-vis de această chestie, fiecare ceea ce înseamnă unitate optică se va lua, se va inventaria și se va face în așa fel încât să fie parolate și să nu aibă acces absolut nimeni. După aceea sunt toate documentele care sunt pe suport de cât și astea trebuie foarte bine ținute vis-a-vis de aceste. Iar noi încercăm acum să externalizăm în așa fel încât să nu picăm în apate. Discuții pe marginea acestui punct. Dacă nu discutăm, supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesionare numărul 38/2702/1998 de la domnul Ursache de Costică către domnul Gal Bogdan Mihai, inițiator primar comunei. Aici am să vă prezint situația. Nu mai în datele din 1991 a fost atribuit lotul pentru cei care au fost afectați. Vorbim de inundații din 91. Primăria a atribuit către IASE 5,5 hectare, IASE-o înapoi către primărie 5,5 hectare pământ. Pământul e de pe Valea Bisericii și pământul e către Greșești.
primăria a concesionat către cetățeni afectat de inundații pentru persoanele respective. Trei persoane au rămas care nu au încheiat documentele, nu au dus la bun sfârșit documente, printre care și Gal Bogdan. S-a încheiat un contract de cel care a fost inundat a fost Usache Costică, nu Gal Mihai, pentru că avea un certificat de moștenitor pe Usache Costică cu natusul. Deci contractul de concesionare, contractul de concesionare numărul 38-28-02-1998 este pe numele Usache Costică. Conform articolul 4 din contractul de concesionare se precizează că dreptul la concesiune asupra terenului se transmite în cazul succesiunii sau de înstrăinare a construcției. Autorizația de construcție pe casa lui Usache Costică, casa care a fost construită de miliere în 1991, este pe numele Usache Costică. S-a făcut toate demersuri, s-a intabulat clădirea ca fiind o clădire fără pământ, fără teren, s-a făcut act de vizual de cumpărare între Usache Costică și Gal Mihai pe clădire și acum al pământ. Pământul concesionează, nu se putea, pentru concesionarea era pe numele lui Usache Costică. Iar conform articolul 4 se zice, dreptul la concesionare se fără acela la concesionare. E un transfer de utilizator. În loc de Usache va fi da. Dacă pe articolul 4 nu se precizea că dreptul la concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de înstrăinare a construcției. Construcția s-a înstrăinat de către Usache Costică, către Gal Bogdan, atunci concesiune, contractul de concesionare se preia de către... Dar poate să nu ai domnul reștiinte, dar trebuie să ai pământul. Că el mântește ca să ai mai. Da, adică să știți că ne-am trebuit foarte mult timp și domnule. Aici atunci când am cumpărat de la Grejdeau. Dar ca să eu când simt în situația asta. Și picior și celălalt trei case. Dar doar trei persoane n-au făcut. Ei au făcut. Nu au făcut, asta între. Au făcut, ei au făcut, doar ei. Ei n-au făcut. N-au făcut partele, da. Când m-au gândit și banana aici și am făcut toate. Da, da, da. O zi din zi, dacă tot ați suprafat, noi ne-am închis. Numai că nu sunt persoane de vedere. Mai sunt și eu cu acolo. Și un pic la prima vreți. Este totul și mai... Cristici, nu? Vânceanu Cristi. Și Vânceanu Cristi. Mai știam că, da, nici ăsta la mine, că deja la mine mă gândesc o ieșterat procura, nu mai am... Și Vânceanu, ci și Vânceanu. Nu știu, e exact, am dat un exemplu. Prin ultimul prefectul nu putea să-i facă de-am popular, putea ca să-i într-o mii de metri la vreo țară. Dacă sunt alte discuții de care nu. Dar nu cum am să rezolvăm. Dacă nu se punem la vot, ce se pierde? Suntem de acord. Proiect de hotărâre privind achiziția unui program de gestiune de solicitare registru de intrare și inițiator primar cu numele. S-au alocat din inspectoratul școlar, nu numai pentru că se educație ceva. Ba nu, asta este. Sau să fie. La bugetul, ok, asta este, da? Da. E care bugetul, da? După care l-ați văzut și la televizor. Nu, nu, e cei proiecte de care privind achiziția unui program de gestiune electronică a registrului de intrare și ieșire. Deci va fi un program pe care toate documentele care intră și ies din instituție vor fi gestionate de acel program. Acel program nu numai că va ține evidența lor, dar și data scadentă. Deci se încearcă în așa fel încât va fi și mai ușor pentru cine lucrează, dacă se va ține și o evidență cât mai strictă a documentelor. Adică cine este repartizat, cine trebuia să dea răspunsul, termenul în care trebuia să se întâmple. Exact, la acolo. De exemplu, m-am dus să iau un certificat fiscal, mi l-am înregistrat, așteptam, imediat mă cheamă doamnă, luați certificatul fiscal. Nu m-am dus la niciun birou, de jos i s-a transmis, am văzut prin acest registru că virgul persoana proprietarul pierde a solicitat un certificat fiscal, mi l-a pus la ușă, m-a invitat un nou. Dacă avem observație. S-a redus binocrație. S-a redus binocrație. Foarte bine. Dacă avem observație. Birocrația în ochi, îmi de răspuns. S-a fi de răspuns. Da, birocrație. Da. Trebuie să se elimine birocrație. Dacă nu mai sunt discuții pe mare în acest proiect, supărăm la vot. Ce e potrivă? Abține cineva? Potrivă? Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2019-2018 și inițiator primar.
E o situație foarte grea, nu știu dacă o să trecem mai bun în sfârșit. Conform hotărârii Guvernului 363 pe 2019, au fost alocate instrumente din bugetul Ministerului Educației și Cercetării către anumite unități școlare care nu au grupul sanitar în cinta unității școlare. Astfel, pentru școala gimnazială numărul 1 Samuel s-au alocat 200.000 de lei, respectiv 2 miliarde, pentru școala Grășești 89.000 de lei, respectiv 890 de milioane, aceeași sumă similară către unitatea școala gimnazială Comana. E o situație foarte grea, având în vedere că tu nu prea poți să construiești aceste grupuri sanitare din incintă. Dar, pentru că sumele au venit, încercăm să rezolvăm această problemă. Trebuie aceste sume incluse în bugetul comunei. Primăria este cea care coordonează banii, nu unitatea școlară, de asemenea vedeți pe acel punct și modificarea listei de investiții, astfel încât să putem să decontăm acele sume în situația dacă o să putem rezolva această problemă. Adică se introduc încă 3 puncte pe listele de investiții, amenajare cu sanitar școala gimnazială numărul 1 Sănuren, amenajare cu grup sanitar școala gimnazială numărul 1 Verșeni și amenajare cu sanitar școala gimnazială Coama. Situația este puțin mai grea, pentru că nu știu unii să construim aceste. La Coama, să zicem, că e o situație care, la Sănuren, e o situație care poate fi rezolvată, să zicem, prin amenajarea unui grup sanitar lângă sala, perete cu contabilitatea și cu doamna director. La Verșești e o situație care nu poate fi rezolvată, având în vedere că este construcție nouă și este în garanție între 2 ani de zile și nu poți cumpăra la construcție la Coman, tot așa, deja în stare de casă sau construcția un grup sanitar alipit de unitatea școlară. Dar, știți, sunt doar idei, aceste idei să fie puse în practică, trebuie luată legătura cu proiectanți, cu experți tehnici, astfel încât să putem să facem aceste lucrări. Pentru că construcția un astfel de grup sanitar în incintă, legătura între grup sanitar și unitatea școlară acea nouă va fi făcută prin 2 pereți, acei 2 pereți va trebui stabilită o anumită rezistență. Iar soluția pe rezistență nu o va da decât expert. Dar, discutând, sunt mai multe soluții. Da, expertul va da cele 2 soluții. Deci, în caz de buget, pe 200.089 sume de Ministerul Educației și Cercetării către primărie în vederea amenajării grupului sanitar. Dacă sunt observații. Celălalt este fiecare școală are grup sanitar. Dar mai de voie, mai de voie gândesc în să fie în incintă, nu să fie în afară incintă. Da, în afară incintă. Dar e o situație de altă. O construiești cu grup sanitar cu 89 de mii de lei. E o situație de altă. O construiești cu grup sanitar cu 89 de mii de lei. Gândiți-vă că nu au inspectivă, depinde ce expert găsești. Nu au inspectivă, deci ei nu au normative experte. Britanții au anumite normative de la 3% până la 4% conform INE-11 pe 1996, experții, de exemplu, pe experteza de la Verșești, unul mi-a cerut 600 milioane, unul 500, unul 100, unul 75 de milioane. Și am făcut cel 75 de milioane. Deci nu au niște prețuri fixe legate de anumite acte normative. Și atunci, și poate mai mult experți, pe rezistență sunt foarte puțini, nu știu, sunt 3, domnul Gal, domnul Avram și domnul Nicurescu, dacă... Adică e foarte greu să te plicești de cei 3 experți. Eu, sincer să fiu, nu am putut să fac nicio expertiză cu cei 3 experți pe rezistență din județul Bacău. Toate expertizele pe care am făcut noi, am făcut cu Iași. Cu toate că sumele sunt nu mici, mult mai mici pe Iași. Dar una este să lucrez cu un expert din Bacău și una este să lucrez cu un expert din Iași. Dar avantajul era pe sume. Observați, discuții, cum ar vrea ce să spun? Un chip pe telefon. Dacă nu, să punem la urmă. Cine este pentru? Abține, împotrivă. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume destinate cutelor, inițiator primarul comun. Știți că în sedința de aprobare a proiectului de buget local a fost alocat 160.000 de lei către unitățile de cult.
acea sumă a rămas, nu se modifică. S-a emis o hotărâre de Consiliul Local pe 25.000 de lei de Biserică Ortodoxă Grecești, având în vedere că autorizația de construcție expira pe data de 6 iunie, și 90.000 de lei, 70, urmă încă 20.000, 90.000 de lei, către Biserica Regina Maria Catolică de la Coma, având în vedere că sfințeresc pe 19 mai. Au rămas 45.000 de lei, aceeași repartiție care a fost făcută inițial, nu am schimbat nicio repartiție, respectiv 20.000 de lei către Biserica Sânduren, exact cum a fost inițial 20.000 de lei, 15.000 de lei către Biserica de la Bâzurești, 6.000 de lei către Biserica Adventistă, exact sumele inițiale, era și Biserica de la Sânduren, dar știți că din 25.000 de lei, am luat 20.000 de lei și i-am dus la Biserica de la Coman, rămânând 4.600. Iar acum propun acei 4.000 de lei către, tot către Biserica Catolică de la Coman, deci acești 4.000 de lei sunt de la Biserica de la Stuf, inițial de la Stuf, și vă spun pentru ce. Hotărârea de Consiliul Local este dată în acest mod. Deci, 4.000 de lei, deci, chiar acum se lucrează, se montează granit. Acel granit trebuie tratat cu anumită soluție. 4.000 de lei, soluție, achiziție soluție, impermeabilizant, cu efect umed, pentru tratare granit, astfel încât să rămână în condiții deschise. 4.000 de lei pentru soluția. Am precizat concis și clar că ea costă 4.600, dar părintele va da 600 de lei, iar noi 4.000 de lei pentru această soluție. Dacă sunt discuții cu proiect. Deci sunt sume alocate inițial, nu a făcut nicio modificare. Deci acum este vorba de 35.000 de lei, nu? Nu, 45.000 de lei. 20.000 de lei. Păi nu știu, ați modificat. Înseamnă că am greșit acolo când s-a trecut 35. Nu, este 20.000 la Sânduieni. Nu, eu am un proiect de hotărâre care a ajuns da, la mine mai departe. Da, dar calculam de și locul era 35 la... Nu, atâta ne-au rămas. Deci trebuie să dea 160.000 cum a fost inițiat. Deci nu s-a luat de nicăieri, decât... Nu, nu am înțeles. Eu am, este subiectul 20.000 de lei parohia ortodoxă Sânduleni, 1.000 de lei Biserica Adventistă și 5.000 de lei Biserica Evanghelică și atâta. Este vina mea, este vina mea, pentru că nu știam cât era un bugetul local. Am zis că 150.000, dar era 160.000. Și domnul secretar a transmis că ce i-a spus 150.000. După ce a venit Madalina, doamna Madalina Contabil, s-a constat că e 160.000. Când mai rețineam cât este. Dar nu afectează cu nimic distribuția. Este aceeași distribuție, era proiectul de buget local. Cineva? Dacă nu, mulțumesc pentru atenție. Dacă sunt observații, punem la vot. Cine este pentru? Abținere, împotrivă. Mulțumim. Ei, de hotărâre, privind aprobarea devizului general pentru cheltuielile de investiții, autorizație ISU la obiectivul de investiții Cămin Cultural în Comuna Sânduieni, județul Bacău, inițiator primarul comun. Este o situație nu dea foarte clar. Ne vine că știi cum a trecut această problemă. Nu pot rezolva această problemă. Este nu grea, este enorm de grea. Nu putem, nu pot să obțin această autorizație la Căminul Cultural de la Sânduieni. V-am spus că am luat relătura cu doamna Ghiara, cu mai mulți proiectanți. Este foarte bun. Am găsit un proiectant de la Iași și mi-a făcut un deviz general în vederea obținerea autorizației ISU. Da? Acel deviz general se ridică la o valoare foarte mare, având în vedere că vincul construcția inițială, când a început construcția, nu a avut aviz de la ISU. Valoarea unui deviz general în vederea obținerii autorizației ISU, vorbim de capitolul 4, nu vorbim de cealaltă. Proiectarea este 35.000 de lei, 350.000 fără TVA. Valoarea cu TVA, nu, 35.000 de lei fără TVA, documentație trece în vederea autorizării în copii, 45.000, 50.000, o 500.000, numai proiectul, în vederea obținerii autorizației ISU. Iar devizul general, uitați-vă, dați de proiectant, iar zic, domnule, eu nu pot să-mi asum această lucrare. Trimiteți-mi un deviz, astfel încât eu să pot să mă duc în Consiliul Local. Nu pot eu să
Adică nu avem puterea necesară. Capitolul 4 este 2.740. Uitați, 274. Între a ține închisă clădirea și nu a fructifica și devine că trebuie să o aprobăm, e bine bine să aprobăm devizul și să dăm până la... Eu am venit în fața dumneavoastră. Eu am venit în fața dumneavoastră în 2.740. Eu nu, dar eu ca să am bază această hotărâre, ca să pot să demarez. Adică eu puteam să demarez, pot să demarez. Mi se teamă și mie. Adică am venit să prezint situația, e nimic care dreptate. Nu pot să ții o clădire, dar trebuia să vin în fața dumneavoastră să vă prezint exact cum se aprobă indicatorii tehnico-economici la un proiect. Presupunem că acest sunt niște indicatori tehnico-economici în vederea obținerii autorizației ISU 274. A, care o fi 250, o fi 230, asta este. Este. Acesta este un deviz estimativ. Estimativ. Că nici putine merge, de exemplu. Deviz estimativ. Pentru mine, singur, 300 nu poate fi, dacă 300 va trebui să fiu iar în fața dumneavoastră cu aprobarea altor indicatori tehnico-economici, dați exact. Acum scârții ceva. Toți pleacă de la hidrația ăștia exterior, neavând hidrația exterior. Și toți vin cu soluții, domnule, spun pierderii, dar amplifor. Acum, el a venit, de exemplu, ca și soluție acest om, a zis să schimb toate geamurile, nu toate geamurile, câte de să pun geamul de la antifor. Acum nu se montează hidranți pe apa asta aici? Acum da. Acum da. Dar soluția asta nu este dată pe hidrant. E dată pe geamul antifor. S-a încercat din ara perdere antifoc. Costă, nu spun, foarte scump. Și atunci a venit la soluție, o soluție simplă, zice de dumnealui, este 50 de euro, poate, zicea, sau nu știu cât. Metru pătrat, nu mai mult, 200 de euro. Metru pătrat, geam antifoc, nu știu cum. Antifoc la ce? În caz de... În caz de incendiu. De la foc. Din interior spre exterior sau... Nu presnească geam. Din interior. Nu, că dacă ai fost... Am așa ceva. Este exterior dacă ia foc. Da. Se întâmplă ca la colectiv. Da, ceva de gen. Ceva da. De baraca aceea la cu casa. Să vă dau mai multe amănunte, dar nu. Aici au fost. Lăsăm de specialist să-și facă treaba și să-și facă treaba și să-și facă treaba și să-și facă treaba. Nu avea nici un report, dar nu avea ce doamne. Când se începucă din Mândești, când n-avea cum să înceapă Mândești, fără autorizații, fără una, fără alta, se făceau astea cum și ghesicul veneau, se făceau situații de lucrări Mândești pe anumite capitole, de exemplu, pe internat. Adică ei au fost prezenți acolo. Dar pe mine Mândești, nu au apărut să rădurească. Nu-i vorba de cămin. Eu spun Mândești în general. Să nu se interpreteze, nu e discuția mea lucrul ăsta. Cu o lucrare, o te rădănesc, cu atâta Mândești apar altării Mândești care nu-ți dai seama. Și se schimbă domnul Mândești. Iar Mândești, atunci știi cum era. Era bine. Dacă te gândeai, era bine. Așa era, știi, nu ne putem întoarce. Păi, câți apare din zână să mădești câte ceva? Tu de-aia mădești, nu apare să nu împreunezi. Apare, de fapt, mădești să împreunezi problema. Și să împreunează, ca la fiecare. Dar la timpul respectiv, eu nu știu ce treabă, cum trebuie să-și facă. Hai să sunt și alte discuții. Dacă nu se pune la voi, cine este pe voi? Cine este? Împotrivă, acțiune, ce facem eu? Proiect de hotărâri privind îndreptarea erorilor materiale de cuprins o hotărâre Consiliului Afaceri Sunt numărul 38 din 16.4.2012 privind modificarea hotărârii Consiliului Afaceri Sunt numărul 17 din 29.2.2016 privind
reușirea de completare și modificare a inventarului bunurilor care ar trebui în domeniul bunurilor la comunii să vedem, în sfârșit, prin hotărârea Consiliului Local nr. 17/29/09/1991, modificat prin hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 24/01/2003 și hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 6/07/2005, pe tot primarul comunei. Da. În data de 16/04/2019, prin hotărârea de Consiliul Local nr. 38, ca urmare a ridicărilor unor, sau solidificări după asupra unor drumuri, dintre care și cel de la Vravi Nicolae, stații de curare, canalizare și puncte Mateiești. Iar atunci, la lungimea de 2200, suprafața de 1700, pământ stabilizat, se făcuseră ridicările topo, dar la un moment dat, când s-a ajuns la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, deci schițele erau bune, numai că ei greșiseră dimensiunile. Acum nu facem altceva decât luăm și facem rectificarea respectivă. Deci nimic altceva nu se schimbă. Poate va fi tot bazin la chine până la stații curare, canalizare, punte, poate ești. Numai că e vorba de lungime, pare aici că la lungime. La interia 500 și 130 de metri, fel de. Înainte era 500, acum 600. Asta trebuie ca să poată să meargă mai departe. Ca să poată să dau. Nu mai fi vorba de tabulare, dar e vorba și pentru documentația în vederea ce era autorizație de... Nu, nu, s-au obținut autorizația. Dar înseamnă că e de ce partea asta, au sesizat, o dată de tipul. Nu, rectificul ca să fie bine. Nu, ca să fie, să fie foarte bine, adică să fie real. Nu, să fie corect, da? Să fie corect. În discuții. Dacă nu, să fie la urmă. Și este tema. Abține, împotrivă, trimis. Trecem la ultimul punct, care e votat cu 10, la vedere. La diverse, cine se înscrie? Cine are probleme? La poste, domnule. Ăștia care o să fac cu apă. Pământul ăsta care urmări cu marginea domnului Ălia, ce faci cu ei? Sunt Ălia? Ălia, nu? Ălia, nu? Ei nu merg cu marginea, am întrebat ca și pe. Deci pe coma s-a terminat, și se lucrează sau așa, și pe coma a găsit sau că se lucrează. Nu au avut mașină, nici ei au avut o mașină, s-a stricat. Dar e normal. Și acum au venit de luni care pământ, dacă era pământul de la coma, iar acum este pe verșie. Și de acolo mai continuă undeva sau a rămâne la... Și la matam, tot s-a. Nu, m-a întrebat ce. Când ăștia te rog cu el de o zi, două, bate deja în pământul primul. Și ei pe jumătate muscați și e expirat, cum să zice. A trebuit dați tot jos și provocați altul sau măcar tăiați la formă estetică. Că ei sunt foarte înalți. Rădăcinile pe o parte sunt tăiate. Bine, și au pierdut și stabilitatea puțin spre... Da. Vedeți ce situație este. Știți, gropul ăla de la Serb. Da. Ai cum să tai tu, să te uși tu să tai gropul ăla. Dar trebuie să vină o firmă specializată. Vreau să spun, știți cât mi-a cerut să vină să tai blocul ăla? Am un fel. Cât ziceți? 35 de milioane. Să ne tai blocul ăla. Da, știți cum trebuie făcut? Deci, Doamne, ferește să nu se întâmple. Ori vine în drum peste ceva, ori vreau să stai la avaria. Nu ajungi nici la un sfert. Nici un sfert.
Păi dacă dați seama, dar eu sunt niște chestii delicate de viață și de moarte. Doamne ferește de ceva. Dar aici cu tine, ești prin vila cetățenilor, cu tine, cu tine, ori pe sus, rupi creier și le dă jos. Dar ei acum au început să se usuce, s-a tras și pe partea dinspre magazin în conductă. Că da, s-au tăiat toate rădăcinile, ei deja, de atunci, atunci au început să se usuce treptat. Canada de la cum era da. O țin, pot, erau unul frumoși cu alebi. Da, și așa. Ei, sunt care atât să... Să vedem cu Sorin, cu mașina aia lui, dacă putem să facem. Dar sunt la tot brațul de la Sărin Săpat, ilegal. Da, e mare copacul, nu știu că de mare copacul. Este ilește, dar e de sus, jos. Așa, bărbat, la bucățele, la cazul. Da. Câini ăștia mai bine, cineva și mai strângi? Dar știi că poți întâlnă? Bă, o răcăvenit și mașini și-o lăsat mașini câini la noi în nici localitate. La mine mai intrat acolo, o lăsat o mașină de mine, 10 câini. Tot nu mi-au văzut cineva, că nu dă jos din mașină. Sunt vreo 20 de câini, acolo vreo 20 de câini. Eu nu poți și noaptea, nu pot pe ce și acum tu ce vrei să iei de la noi și în altă parte? Nu știu, nu știu, din loc de frumos. E la noi. Știți că am venit și am alocat 210 milioane pentru câini, da? Am găsit societatea de la Vasui, este singura societate de la Vasui. Doamna Lidia a făcut achiziția 7 milioane pe câini, 30 de câini, luați tot rughe. Acum sunt, poți nu știu câini. A, dar n-am terminat, e 2 ore. Abia acum am obținut autorizația de construcție. Păi și achiziția rămâne valabilă. Achiziția nu se poate achiziția. Adică nu se poate achiziția. Nu poate achiziția. Nu cred că s-a înțeles greșit domnul Cumar. Aia banii ei mă le-au înțeles să aducă câinii, nu să-i iau. Și am început să fac lucrul ăsta. Dar problema noastră nu ne-i duce. Să-i iei de la mâini. Dar nu ia că n-ai. Dar nu-i să-i iau. Și nu e nicio societate. Da, bă, din deci noi am încheiat contractul. E de la ori și să-i iei copa. Și da, ce că doamne, ce mi-a zis? Nu prindu-i. Nu prindu-i. Nu prindu-i. Nu prindu-i. Nu prindu-i. Altă întrebare. Nu am nicio protagonică. Am vorbit cu domnul viceprimar. S-a dus până acolo și în legătură cu ăștia, mădești cu lumină. Așa. Ei își fac treaba să nu știți. Te mădești colosal. Au niște utilaje, mă crești foarte mare. Drumul ăla de la când îi urci și de la Pivoaia, de pe Mușloi, sus, a fost perfect drumul ăla, a făcut mândeci, balascat tot așa. Băi, am minorocit drumul ăla, a făcut mândeci pulbe. Vorbim de la Părău Ursului sus. De la Părău Ursului în sus până la Antenă. Transformator așa. Drumul a fost făcut mândeci de la Antenă. Primăria era pe timpul când eram aici, așa, sponsorizat de aia, dar au făcut drumul perfect. Adică mă treci balascar, mă treci cum trebuie, de sus până jos, cu buldozer, cu tot așa. Au venit băieții ăștia, mă treci de la electrica, de unde nu sunt, stâlpii sunt foarte, foarte mari. Au venit cu niște utilaje, mă treci, normal să duc că stâlpii aia să iei la deal. Au fost ploile alea, care știm și noi pe vreau să vă spun, mă îndrești, că dacă este un război acolo, nu e nicio problemă. Te bagi în tranșeu și tragi din aia aia. E cuvântul meu din oare. Acum nu vreau să iasă. Uite, bă, mai ce asta. E din natura lor, doamne, au stricat un lucru care este drumul mădrești al nostru. Adică ei mădrești dacă au stricat, să-l fac. Pentru că ei fac investiții, au și ei planul lor de investiții. Nu știi că fac pe lucrul ăsta? De ce să le facă lucrul ăsta? Nu știu ce nu trebuie. E un lucru concret ăsta ce l-am spus. Nu e ceva care este așa. Până la urmă, nu e singurul drum care o mai rămas ca nici mai mulți. A sus, mă trecea pe partea aia. Dar cine mai parte n-ai cum să ne mai mai rupi și gardul din partea lui. O rupi și acolo, o rupi și acolo, acolo când o rupi și trebuie. Aici chiar puteți să... Aici puteți să interveniți la... Eu am fost acolo, el, în zona aia. Cu doamna Bărză, cu doamna Duma, nu este atât de rău. Deci m-am mâncat cu dastră, nu e atât de rău. Deci trebuie puțin îndreptat, dar nu e. M-am mâncat cu dastră în sus, e o chestie, să știi. Te-mi îndreptat puțin. Te-mi îndreptat, dar e o chestie. Dar putea să spun împreună, mă dreși, dar dacă e drumul... Să zic că dastră vor că dau din nou. A, da? Da. Nu merg numai eu. Dar să încerc să întâlnesc. Ce vreau să am acest să spune cineva. Păi bine, clapă, rea. Nu chiar o reacție. Acolo este un pic mă de... Dacă drumul a fost perfect, nu
N-ai vrăștere, până la urmă te duci la comună, auzești, câștigă ceva, mătești din ce faci ei. Pentru că ei, dacă erau băieți deștepți, nu trebuia să ducă traseul la pădeal. Dar el l-a dus și a făcut investiția, acolo au făcut ei. Pentru că podul de la Versești, terminat ei la Băcutii, podul de la Versești este ali anumite orificii, pune să trece cablu, numai că lor le-a fost greu să pună unul în capul podului, să mai pună unul în partea în altă și merg normal, pe linia Vesa. Nu știu ei ca nebunii pe toate poclaurile, mă trebuie să le dea. Te urci în sus, vine în jos, vine alte jos și s-a ajuns la transformare. Dar e problema lor, e problema lui altul proiectul. Azi dimineața a fost anunțat. Nimeni nu m-a anunțat până azi dimineața. Azi dimineața nu-i sus. Când a făcut proiectul, înseamnă că nu s-a luat legătura cu cei din locale, ca să vadă că există posibilitatea și altui traseu. Într-adevăr, e haotic un traseu și acolo. Ori știți, nu știu, nu știu. Pe trecut, dar stăm, te duci și la mama mea, că știi mai bine tot aia rămas. Nu m-am mai autopune de beton, pentru că tot aia rămas. Nu, nu știu, nu mi-a știu. Și eu am făcut proiectul, ei au 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 Au garații, da. Sub ăla zice, domnule, când mă găsești mâine. Mâine zice, peste două săptămâni, că stau pe caș. Acum le-am demontat să mă duc la Fratea Neamț cu el. Acum am sunat pe ăla de la Fratea Neamț. Nu știu, e foarte greu, deci... Da, am zis că sunt serios, dar nu sunt serios. E rezolvată, problemă. Da. Mai sunt și alte probleme. Cu iluminatul public, da, nimeni nu m-a anunțat. Azi dimineață bulgă că nu mi-a iluminat. Haideți să vă spun, eu nu vreau să supăr pe nimeni. Dacă nu sun eu la cât s-a defectat iluminatul, poate să sun eu cine pe Sorin, nu faci. Hai să fim obiectivi. Deci nu merge. Adică stă de o săptămână, primarul să sune dimineața asta că nu merge. Cum mi-a zis domnul Bulgă. Da. Am mai achiziționat 100 de lămpi, lămpi tot așa, mult mai puternici decât mai puternici. Puternici. Da, 1000 de frunzi. Dar l-a stufut tot pe de. Pe Valea Pisicii. Nu știu, așa din pisării. Nu, eu azi zice prima dată. Da, nu. E gata. Da, închide, da. E gata. Acum să mai stăm.